Viscolul, temperaturile scăzute și zăpada au paralizat parcă întreaga țară. Mii de oameni au rămas fără alimente și fără căldură în această perioadă geroasă. Cum va fi vremea în această seară, dar și în weekend, ne spune meteorologul de serviciu din Umărășoiu. Să-l ascultăm. Rămânem cu o vreme rece pentru această dată, asta înseamnă că vom mai avea ger. Vor fi din nou valori spre minus 19, minus 20 de grade în această noapte pentru nordul Moldovei, dar posibil și nesul Transilvaniei și valori apropiate de 0 grade numai în regiunile vestice. În capitală urmează din nou o noapte geroasă, dar nu vom mai ajunge la minus 16 grade, ci undeva pe la minus 12, minus 11 grade. Pentru sâmbătă și duminică, ca să acoperim weekendul, veștile ar fi ceva mai bune, dacă temperaturile ar fi foarte mari, dar din păcate ele cresc destul de puțin de la o zi la alta, rămânem cu valori negative în cursul după amiezelor în toate regiunile, mai puțin vestul țării, unde și zăpada e mai puțină și mai sunt posibile temperaturi de 7, 8, poate chiar 9 grade, de 10 un pic mai ridicate decât ar fi normal. În schimb, în restul țării rămânem pe o perioadă rece.